În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Preacucernici părinți, iubiți frați și iubite surori, slăviți să fie Domnul. Amin. Am dat zilele trecute peste o poezie a fratelui Traian pe care vreau să o împărtășim împreună în seara aceasta. Doamne, ce comori alese m-ai făcut să aflu eu cele mai frumoase daruri ce le are Dumnezeu. Ce comoară e lucrarea fericită în care sunt, nu-i ca ea din câte are Dumnezeu pe acest pământ. Ce comoară e iubirea scumpă care Tu ne-o dai, cum e raiul ei nici unde nu mai este un alt rai. Ce comoară e cântarea tot mai dulce iar și iar, ea ne leagă între ceruri ca o candelă de har. Ce comoară dulce-s frații, între care Tu ne-ai pus, peste fața tuturora strălucește-a Ta, Iisus. Doamne, ține-mă între ele, strâns și fericit mereu, nu-s comori atât de scumpe câte are Dumnezeu. Amin. Și aș mai vrea să vă mai pun pe inimă încă un citat care să rămână acolo pe inima mea, pe inimile frăților voastre, măcar pentru vremea aceasta ce a rămas din anul acesta. Nu promite când ești fericit, nu răspunde când ești nervos, nu decide când ești trist. Vi le mai spun o dată, le spun încă o dată și pentru mine. Nu promite când ești fericit, nu răspunde când ești nervos și nu decide când ești trist. Amin. Am stat și am ascultat cuvântul chiar de la început, dragii mei, și niciodată n-am reușit să văd felul acesta în care fratele l-a pus înaintea noastră, felul în care se împlinesc binecuvântările lui Dumnezeu pentru lume, în mod general și pentru mine în mod special, dragii mei. Nimic n-a rămas neîmplinit. Nici prorociile legate de venirea Domnului Iisus pe pământ, nici cele legate de felul în care se va naște, nici felul în care El va suferi pe cruce, nici felul în care va învia, nici felul în care ne va trimite Duhul Sfânt ca și mângâietor și ca și călăuzitor. Dar mă întreb pe mine și vă întreb pe frățiile voastre, numai Dumnezeu are de împlinit față de noi promisiunile sale? Numai Dumnezeu are de muncit? Numai Dumnezeu are de făcut? Numai Dumnezeu are de răspuns? El trebuie să ne stea la îndemână întotdeauna atunci când noi ne dăm seama că nu vor merge lucrurile așa cum le-am plănuit noi? Noi nu avem nimic de făcut, dragii mei. Și acum, o întrebare care mă deranjează pe mine și nu prea m-am gândit la ea în zilele care au trecut din anul acesta și vreau să stau cu această întrebare și în fața frăților voastre. Ce propuneri v-ați făcut la începutul lui 2019, atunci când el abia stătea să înceapă? Și ca să vă ușurez răspunsul care ar trebui să-l dați, nu mă refer nici din punct de vedere financiar, nu mă refer nici din vreun alt fel de punct de vedere, ci pur și simplu din punct de vedere duhovnicesc. Ce am avut noi propus pentru anul 2019? Ce ne-am propus, dragii mei?
Vine acum în minte o cântare, titlul unei cântări și acest titlu se repetă mai apoi în refrenul acestei cântări. Mai lângă Domnul meu, mai lângă El. Dragii mei, am avut noi asemenea gânduri și asemenea propuneri pentru viața noastră în anul 2019. Dacă facem o socoteală foarte simplă și dacă ne-am referit doar la vremea care ar trebui să o petrecem aici în adunare, sunt cam 3 ore într-o zi de duminică, înmulțit cu 4 duminici ne dă vreo 12 ore și înmulțit cu 12 luni, cam cât timp am petrecut noi împreună cu Domnul. Astfel de socoteli trebuie să ne facem. Așa trebuie să ne convingem noi pe noi sau să încercăm cumva să-L convingem pe Dumnezeu cât de aproape suntem de El? Dragii mei, să nu ne înșelăm singuri. Dacă este cineva cu care îndrăznesc eu să spun ar trebui să mă compar, sunt eu însumi. Nu de bun, nu de rău. Pentru că dacă vreau să scot în evidență ceva extraordinar în viața mea care să mă facă pe mine să mă simt bine, voi găsi pe unul cumva mai slab și mai jos decât mine ca să mă văd mai presus decât el. Oare nu-i mândrie? Și niciodată nu am să încerc să mă compar cu unul mai bine, cu o viață mai deplină, cu o viață de rugăciune mai multă, cu un om care citește mai mult, ca nu cumva mintea mea sau inima mea să cadă în vreun soi de tulburare care să nu mai îmi dea pace niciodată. Și atunci vine diavolul și îmi șoptește, nu trebuie să te compari, ești foarte bine așa cum ești. Ajunge că ai mers vreo 3 ore la adunare, poate ai reușit să-ți adun gândurile acolo, ajunge că te-ai chinuit și pe la liturghie și a mai stat un pic și la vecernie, e destul. Și dragii mei, dacă la atât am redus noi împlinirea vieții noastre cu Hristos și trăirea legământului pe care noi l-am făcut cu Fiul lui Dumnezeu, să știți că am căzut într-o amară și adâncă minciună. Fără citirea Scripturii, fără să fim cu băgare de seamă, cu mare băgare de seamă, de câte ori Fiul lui Dumnezeu la propriu nu ne-a invitat la cina sa. La Sfânta Liturghie, la adunare, la vecernie, la ora de rugăciune, la Sfântul Maslu, dragii mei. Și nu vreau eu să vă sugerez răspunsurile care le-am dat ca să nu venim în locul acesta, pentru că ele sunt în dreptul fiecăruia dintre noi. Taman atunci ne-am găsit să facem altceva. Și nu știu unde ar putea să fie mai bine decât aici în casa Domnului la rugăciunile Sfintei Liturghii. Nu știu unde ar putea să fie mai bine și mai mângâietor pentru noi în altă parte decât aici când se săvârșește taina Sfântului Maslu. Nu știu cât de bine am putea să ne adunăm noi gândurile noastre atât de împrăștiate de fiecare zi, mai bine și mai frumos decât aici la oră de rugăciune. Așadar, dragii mei, de ce n-am venit? De ce n-am mai ajuns? Nu mie trebuie să-mi răspundeți, ci aceluia pe care l-am chemat aici, în rugăciunea de început, ca să ne binecuvinteze. În fața Domnului nostru Iisus Hristos trebuie să dăm asemenea răspunsuri. Mi-am luat ogor și mă duc să-L văd. La vremea cinei, dragii mei?
Mi-am luat boi și mă duc să încerc. La vremea cinei? Pe întuneric. Mi-am luat soție și trebuie să rămân acasă. Știți ce rămâne cea mai mare mângâierea noastră? Ne-a îngăduit Dumnezeu și în ziua de astăzi să ne vedem fețele unii altora. Și aceasta e cea mai deplină bucurie. Și haideți să ne folosim de prilejul acesta și să cerem Domnului putere pentru aceste un pic mai bine de 2 săptămâni ce au rămas din anul acesta, să ne învețe ce să mai lăsăm de la noi, să ne putem apropia de El. Ce să mai facem noi, cam cât să ne mai rugăm, cam cât să ne mai citim din Scriptură, cam cât să mai venim în locul acesta, să ne apropiem de El. Și El să poată să pătrundă în inimile noastre și să ne schimbe viețile. Dar aș zice eu, Doamne, nu să ajung într-o stare în care să mai pot căuta scuze când Tu mă inviți la masa Ta de dragoste, ci să-mi dai așa o stare încât să-mi pot programa viața mea și trăirea mea în așa fel încât atunci când trebuie să stau înaintea Ta să nu mai lipsesc niciodată. Și pacea și bucuria lui Hristos, care întrece orice pricepere, va cuprinde inimile noastre, casele noastre, căsniciile noastre, pe cei dragi ai noștri, pe copilașii noștri. Și nu știu dacă careva dintre noi suntem pregătiți să renunțăm la așa ceva, la binecuvântarea Fiului lui Dumnezeu peste fiecare dintre noi. Și acum nu ne rămâne, cred eu, decât să spunem din toată inima și cu toată nădejdea noastră: dă-ne, Doamne, această binecuvântare. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.